facem noi ca părinți? Poate dascăli ceva pentru ei, pentru a nu-i mai împovăra în acest hal? Da, eu cred că școala, în primul rând, trebuie să facă ceva pentru a rezolva odată problema ghiozdanului. Nu este prima oară când sunt întrebată ce greutate ar trebui să aibă ghiozdanul. Acest ghiozdan, studiile de specialitate au arătat că nu trebuie să depășească 10-20% din greutatea copilului. De cele mai multe ori, acest ghiozdan produce dezechilibre posturale copiilor, pentru că umărul cu greutatea mare se va duce către partea unde trage greutatea și va face o proiecție a umărului către anterior. După aceea sunt copilașii care poartă ghiozdanul pe ambii umeri, dar trunchiul va fi dus către anterior, va face o flexie a trunchiului pentru că trebuie să se echilibreze. Cred că dascălii ar trebui să conștientizeze că este important atât ghiozdanul, cât și poziția în banca copiilor, cât și înclinarea băncii respective sau a pupitrului să fie făcută de așa manieră încât copilul să se simtă confortabil și să-i asigurăm maximum de stabilitate.